Să venim în rugăciune înaintea lui Dumnezeu pentru acest serviciu de închinare și să-i mulțumim pentru că am ajuns în casă. Îți mulțumim, Doamne Tată, pentru că prin harul Tău suntem ceea ce suntem. Îți mulțumim pentru că ne-ai așezat în trupul Tău, în biserica Ta. Îți mulțumim pentru că ne dai o nouă oportunitate ca să ascultăm cuvântul Tău. Mulțumim. Îți mulțumim pentru că avem acest har datorită faptului că ne-ai mântuit prin Domnul Iisus Hristos și ne-ai dat o stare după voia Ta. Dă-ne Tu înțelepciunea să-ți fii mulțumitor pentru lucrul acesta. Binecuvântează Tu serviciul de închinare a bisericii Tale din locul acesta și de pretutindeni unde copiii Tăi se închină înaintea Ta în Duh și în adevăr. Și îți mulțumim pentru că ești Cel care ne primești prin Domnul Iisus Hristos. Dă-ne cu înțelepciunea să fim ascultători de cuvântul Tău, cu inima deschisă la ceea ce vrei să ne spui. Și îți mulțumim pentru toate. În numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Amin. Ocupăm locurile și cântăm pentru început. Doresc că fratele Tracian să ne ajute. Cântarea 283 începe în sericul de închinare. Care ați ales să veniți în casa lui Dumnezeu, se găsește în Efeseni, capitolul 2, de la versetul 12. Voi începe citirea până la versetul 22. Să ne ridicăm cu picioare, să citim acest cuvânt al lui Dumnezeu pentru închinare și acest cuvânt care ne va conduce și la timpul nostru de rugăciune în această dupămasă. Aduceți-vă aminte că în vremea aceea erați fără Hristos, fără drept de cetățenie în Israel, străind de legămintele făgăduinței, fără nădejde și fără Dumnezeu în lume. Dar acum, în Hristos Iisus, voi care odinioară erați depărtați, ați fost apropiați prin sângele lui Hristos. Căci El este pacea noastră, care din doi a făcut unul și a surpat zidul de la mijloc, care îi despărțea. Și în trupul Lui a înlăturat vrăjmășia dintre ei, legea poruncilor și a urânduierilor ei, ca să facă pe cei doi să fie în el însuși un singur om nou, făcând astfel pace.
și a împăcat pe cei doi cu Dumnezeu într-un singur trup prin cruce, prin care a nimicit vrăjmășia. El a venit să aducă vestea bună a păcii vouă, celor care erați departe, și pace celor ce erau aproape. Căci prin El și unii și alții avem intrare la Tatăl într-un Duh. Așadar, voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu. Fiind zidiți pe temelia apostolilor, prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Iisus Hristos. În El, toată clădirea bine închegată crește ca să fie un templu sfânt în Domnul. Și prin El, și voi sunteți zidiți împreună ca să fiți un locaș al lui Dumnezeu prin Duhul. Amin. Amin. Ocupăm locul. Atunci când am ales textul acesta, este unul dintre textele care îmi plac foarte mult din Noul Testament, din scrierile Apostolului Pavel, m-am gândit la temele biblice pe care le avem și la harul pe care îl avem ca să facem parte din poporul ales al lui Dumnezeu. Desigur, în epistola Apostolului Pavel către Galateni este aceea dojenire pe care o duce acelor iudaizatori Apostolul Pavel faptului că ei au renunțat din nou la Evanghelie pentru ca să se întoarcă din nou la legile care au fost date prin Moise. Noi astăzi avem lumină și avem înțelepciune de la Dumnezeu să înțelegem ce binecuvântați suntem că suntem în casa lui Dumnezeu, ce binecuvântați suntem că facem parte din biserica Lui. Și Apostolul Pavel vrea în această dumneavoastră să ne aducă, să întărească lucrul acest, da? De fapt, el cine spune, aduceți-vă aminte. Și lucrul acesta ar trebui să ne aducem aminte în fiecare zi din viața noastră, a faptului că suntem oameni privilegiați. Așa după cum am încheiat pasajul acesta, oameni din casa lui Dumnezeu. Nu suntem oaspeți ai casei, suntem împreună cetățeni, oameni din casa lui Dumnezeu. Un statut nou pe care Dumnezeu ni l-a dat, nu pentru că meritam, nu pentru că am avut ceva deosebit și Dumnezeu a văzut ceva deosebit în viața noastră, ci datorită faptului că El a ales lucrul acesta. În suveranitatea Lui, Dumnezeu a ales ca să-și ducă lucrarea mai departe prin biserică. Și toată epistola Apostolul Pavel către Efeseni este despre biserică. Ce trebuie să fie biserica în vremurile în care noi trăim? Ce ar trebui să fie biserica în vremurile în care noi trăim? În această frumoasă sunt trei argumente și trei lucruri pentru care aș vrea să ne și rugăm. Și pentru care Apostolul Pavel ne aduce aminte, aduceți-vă aminte că în acea vreme erați fără Hristos, fără drept de cetățenie în Israel, străini de legămintele făgăduinței, fără nădejde și fără Dumnezeu în lume. Lucrul acesta, Apostolul Pavel vrea să ne atragă atenția că noi nu aveam nimic, dar fără harul lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu nu s-ar fi îndurat de noi neamurile, noi eram fără nădejde, fără Dumnezeu, străini de cuvântul lui Dumnezeu, dar Dumnezeu în harul Lui, prin Apostolul Pavel, pentru că el va sublinea lucrul acesta mai târziu, în epistol, el este cel care va aduce o evanghelie prin care oamenii să ajungă la mântuire. Lucru care el argumentează și în epistola sa către Galateni. În această dumneavoastră aș vrea să ne aducem de aminte fiecare dintre noi și rugăciunile noastre din această dumneavoastră să ne aducem aminte de trei lucruri importante care sunt din partea lui Dumnezeu și dovedesc, sunt trei dovezi care arată că Dumnezeu s-a îndurat de noi. În primul rând, în versetul
13 și 14 este acea apropiere. Versetul 12 ne spune că aduceți-vă aminte că în vremea aceea erați departe, dar Dumnezeu ne-a apropiat. Spune, dar acum în Hristos Iisus, voi care odinioară erați depărtați, ați fost apropiați prin sângele lui Iisus Hristos. Noi suntem aproape de Dumnezeu datorită ceea ce a făcut Domnul Iisus Hristos pentru noi. Și lucrul acesta trebuie să-l avem în vedere în fiecare zi din viața noastră. În trupul lui a înlăturat vrăjmășia, ne spune Apostolul Pavel mai departe. Dintre ei, legea poruncilor cu orânduierile ca să facă din cei doi să fie în el însuși un singur om nou, făcând astfel pace. Apropierea de Dumnezeu. Al doilea lucru pentru care aș vrea să-i mulțumim lui Dumnezeu în această masă este acea împăcare cu Dumnezeu. Versetul 15 și 16 ne spune cuvântul în trupul lui, ne spune, a înlăturat vrăjmășia și a împăcat pe cei doi cu Dumnezeu într-un singur trup prin cruce și a nimicit vrăjmășia. Dumnezeu, care noi prin păcatele noastre eram vrăjmași lui Dumnezeu, Dumnezeu este cel care a înlăturat. Observați că textul explică foarte clar că El a înlăturat vrăjmășia. Nouă nici măcar nu trecea prin gând că noi suntem vrăjmași împotriva lui Dumnezeu. Și lucrul acesta trebuie să ne aducem aminte în fiecare zi din viața noastră. Noi eram vrăjmași, dar Dumnezeu a înlăturat vrăjmășia. Dacă vreți, pedeapsa aceea care despre care vorbește și Isaia, pedeapsa care ne dă pace a căzut peste El. Pedeapsa care ne dă pace a căzut peste Domnul Iisus Hristos. Prin sângele Lui, noi avem pace cu Dumnezeu. Este o amnistiere pe care Dumnezeu a făcut-o. A șters, a înlăturat El vrăjmășia dintre noi și El. Și al treia lucru pentru care aș vrea să-i mulțumim lui Dumnezeu în această dimineață este acest acces direct pe care îl avem la Dumnezeu. În versetul 17, 18 ne spune cuvântul lui, a venit astfel să aducă vestea bună a păcii vouă, celor care erați departe și pace celor ce erau aproape, căci prin El și unii și alții avem intrare la Tatăl. Acces direct la Tatăl prin Domnul Iisus Hristos. Este un lucru care ar trebui să ne aducă aminte că poporul evreu în vechime trebuiau să aducă jertfe. O singură dată pe an preotul intra în Sfânta Sfintelor și aducea jertfă pentru tot poporul. Nu puteai să te prezinți la templu, la Paști, oricum. Trebuia să aduci ceva. Și ei nu aveau certitudinea că păcatele sunt iertate. Pentru că deseori se întâmpla ca preotul să moară în cort. Și avea acel șnur cu care era tras afară. Preotul trebuia să aducă jertfă pentru el însăși, la intrarea în cort și apoi să meargă să aducă jertfă pentru popor. Noi nu trebuie să facem lucrul acesta. Noi avem acces direct la Tatăl. Este o binecuvântare. Vă veți întreba, de ce a făcut Dumnezeu lucrul acesta? Ce plan are Dumnezeu? Ce plan a avut Dumnezeu cu noi, cu Biserica Lui? Textul acesta este despre acea vrăjmășie care era între noi și poporul evreu. În templu era o curte a neamurilor. Nu puteai să intri în templu dacă făceai parte dintre neamuri. Dar Dumnezeu ne spune că a înlăturat vrăjmășia. În timpul în care Domnul Iisus Hristos a murit pe cruce, s-a întâmplat un lucru. S-a rupt perdeaua de sus până jos. Acces direct la Tatăl. Prin Domnul Iisus Hristos. Și Dumnezeu a făcut lucrul acesta cu un scop bine precis. Versetul 20-21 ne spune, fiind zidiți pe temelia apostolilor și prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Iisus Hristos, în El toată clădirea bine închegată crește ca să fie un templu sfânt
în Domnul. Să fim un templu sfânt. Apostol Pavel ne spune în Corinteni că voi sunteți templul Duhului Sfânt. Dumnezeu a dorit mai mult ca El să locuiască în noi prin Duhul Său cel Sfânt. Și să facem parte din biserica Lui. Și prin El voi sunteți zidiți împreună ca să fiți un locaș al Lui Dumnezeu. Dragii mei, noi nu aparținem acestei lumi. Dumnezeu nu ne-a așezat în această lume, deși noi suntem, facem parte dintr-un popor, poporul român, poporul sârb, poporul, eu știu, rus. Biserica este formată din toate neamurile. Nu, Dumnezeu nu pentru asta ne-a așezat. Ne-a așezat aici ca să fim ai Lui. Aparținem Lui de drept și de fapt. De ce? Pentru că Domnul Iisus Hristos este cel care ne-a asigurat această apartenență în poporul Lui. Fie ca Dumnezeu să ne dea înțelepciune și o stare de mulțumire înaintea Lui. Ne vom ridica pe picioare și cu doi frați de jos, o soră și un frate, și un frate și o soră de sus, ne vom ruga și vom mulțumi Lui Dumnezeu pentru aceste lucruri. Ocupăm lucrurile și ascultăm în continuare poate să cânte corul ăsta.
48. Ba nu, 49. Iertați-mă, vă rog. 249. Voce în Sfinția Domnului Iisus. Săptămâni, dacă lupul pe la
De la studiul biblic este Evanghelia, spune cuvântul lui Dumnezeu, când aceasta va ajunge până la marginile pământului, va veni Domnul. Dar ca aceasta să ajungă la marginile pământului, pe străzi, până la capăt, care n-au fost niciodată pe ele, când Evanghelia aceasta va ajunge până la marginile pământului, sfârșitul. Dar Evanghelia aceasta trebuie dusă de cineva. Trebuie dusă. Și noi, oameni din casa lui Dumnezeu, trebuie să ducem această Evanghelie. Și nu spunem că asta e misiunea altora, misiunea misionarilor, dar Dumnezeu ne vrea pe noi, pe fiecare, să fim misionari. Să purtăm în rugăciune pe cei care stau înaintea noastră și vestesc cuvântul lui Dumnezeu. Să ne rugăm pentru oamenii pe care îi cunoaște și pe care nu îi cunoaște. Puterea rugăciunii trebuie experimentată, frații mei. Cuvântul și rugăciunea stau la baza copilului care e din casa lui Dumnezeu. Problema ca aceasta să izbutească și să izvorească din ea cunoașterea voii lui Dumnezeu, trebuie ca noi să mergem înainte, că noi pe lumea voi. Și duceți Evanghelia aceasta
mare, să zic așa, și ea crepedusă de către noi de fiecare parte, așa cât ne dă Dumnezeu. La alții mai mult, la alții mai puțin. Dimineața am vrut să spun așa de mult și am crezut că nu mai timp, că am văzut ceasul greșit și cred că am și încurcat. Și mă gândeam atunci, fiind iar acum de pe, cred că, a treia oară, cu vârful retezatului. Și ca să ajungi sus, pe vârful retezatului, trebuie să accepți că este acolo și că se poate ajunge acolo și să pornești, să te pocăiești. În lumea aceasta, ca să ai izbândă și să ajungi la Domnul, trebuie să pornești. Îmbrăcați în cămașa aceea, în voia lui Dumnezeu. Și atunci pornim. Pe drumuri sunt multe opreli și multe necazuri și multe, dar îndrăzniți că ce o biruit lumea. Și așa se poate ajunge, tot mai sus, mai sus creștine, tot mai sus. Și aici, în Petru, unde m-am oprit eu, s-a gândit așa cu multe frumoase, ziua Domnului va veni ca un hoț. În ziua aceea cerurile vor trece cu trosne, trupurile cerești se vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți buni prin o purtare sfântă și evlavioasă. Purtare sfântă și evlavioasă. Ce înseamnă evlavie? Frații mei, omul care trăiește viață sfântă trebuie să fie plin de evlavie, plin de dorința de a-L prezenta, de a-L arăta și de a arăta calea care duce în cer. Așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile cuprinse vor pieri și trupurile cerești se vor topi de căldură mare. Dar noi, după făgăduința Lui, așteptăm cerul nou și un pământ nou. Ce frumusețe este în cuvântul lui Dumnezeu! Și am găsit o poezie acum acasă, unde spune, oare suntem gata? Deci, pe calea aceasta, sunt eu gata să merg fără șovăire? Oare suntem gata, Doamne, azi când iar ne chem să fim ucenici la însămânțare, lucrători în câmpul mare cu credință să trudim? A fi copilul lui Dumnezeu nu e doar din când în când mă rog, din când în când vin la biserică sau din când în când citesc Biblia. E o trudă, dacă noi știm truda din punct de vedere orizontal. Dar să trudești pentru Dumnezeu, asta înseamnă să arăți omului pe Dumnezeu. Din toate punctele de vedere, la locul de muncă, pe stradă unde ești, acolo unde te poartă Dumnezeu în fiecare zi. Oare suntem gata, Doamne, când ne chem să te urmăm, fără traistă, fără pungă, pe cărarea grea și lungă, dragostea soară. Oare suntem gata, Doamne, când talanții mi-ai dat, să nu-i ținem strânși în grie, ci a ta împărăție să o vestim în lung și în lat? Oare suntem gata, Doamne, prin întunecoase văi, să înfruntăm orice cu Tine, să pășim fără rușine, rând în rând cu Sfinții Tăi? Acum eu fac mie o mostrare. Umblând zilnic să mai dau prin cutiile de poștă câte ceva din partea Domnului, de multe ori parcă văd pe câte un om că se uită pe fereastră și parcă nu vine să pun acolo. Cine știe ce gândește? Și am hotărât să nu mai înfie. Indiferent ce se uită, dacă mă întreabă, să-i spun ce duc eu acolo, ce vești duc eu prin ceea ce eu pun în poștă. Oare suntem gata, Doamne, nu la aur să privim, ci bogați în umilință, tare doar în a Ta credință, să luptăm și să iubim? Oare suntem gata, Doamne, printre lacrimi pe pământ, când avem sub sarcini grele un cer negru fără stele, să ne bucurăm cântând? Oare suntem gata, Doamne, să purtăm pe umeri cruci, fără murmur, fără spaimă,
fără gând de șer, la faimă, să-ți urmăm unde ne duci. Oare suntem gata, Doamne, Golgota, Golgote și noi să avem, din mormânturi de durere, să primim a Ta putere și cu Tine să înviem. Și aceasta poezia a fost, oare suntem gata? Dar să ne punem mereu întrebarea în fiecare zi, în fiecare clipă. Sunt eu gata dacă Domnul vine la noapte sau în clipa următoare, Domnul să ne ajute și să ne cerceteze prin cuvântul pe care îl auzim, pe care îl citim și la care medităm. Amin. Amin. Corul de Dumnezeu Bună o cântare, și apoi ne pregătim pentru citirea și predicarea Cuvântului Dumnezeu. Mulțumim pentru că fratele Julian ne slujește și în această drumasă. Domnul să-L binecuvânteze cu înțelepciune și cu putere ca să ne vestească Cuvântul Dumnezeu. Deschidem Sfânta Scriptură și în după masa aceasta aș vrea să citim din Evanghelia după Matei, capitolul 16, de la versetul 13 la versetul 16 inclusiv. Evanghelia după Matei, capitolul 16, de la versetul 13 la versetul 16 inclusiv. Pentru ca Dumnezeu să binecuvânteze cuvântul lui în inimile noastre, fratele Boțoc ne va conduce rugăciune după citirea. Iisus a venit în părțile Cezareei lui Filip
și a întrebat pe ucenicii săi, cine zic oamenii că sunt eu, fiul omului? Ei au răspuns, unii zic că ești Ioan Botezătorul, alții Ilie, alții Ieremia sau unul din proroci. Dar voi, le-a zis el, cine ziceți că sunt? Simon Petru, drept răspuns, i-a zis, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu. Amin. Amin. Tată, cereți, venim în fața ta și în aceste clipe și îți mulțumim, Tată, că suntem în prezența cuvântului tău. Mulțumim, Doamne. Din cerul tău, cuvântul care a fost citit în auzul urechilor noastre. Te rugăm, Tată, din cerul să pregătești mințile noastre, inimile noastre și să ne întărești tu, Tată, din cerul, ca să putem asculta cuvântul tău, să-l putem învăța și să-l putem trăi. Amin. Cuvântează, Tată, din cerul, pe fratele care ne vestește cuvântul tău, Tată, din cerul, vestirea cuvântului tău. Iar nouă, Tată, din cerul, ajută-ne ca să putem să asimilăm tot ceea ce tu ne înveți, ca să putem trăi aceste lucruri în fiecare zi din viața noastră. Amin. Amin. Ocupăm locurile. Textul acesta ne provoacă la un răspuns pe fiecare dintre noi. Domnul Iisus îi întreabă pe ucenici, cine zic oamenii că sunt eu? Și de fapt, intenția Domnului Iisus a fost spre a doua întrebare, dar voi, cine ziceți că sunt? Domnul Iisus, cât a trăit pe pământ, a umblat printre oameni, a făcut bine, a făcut minuni, a vindecat, a dus de la moarte la viață și prin toate astea a încercat să dovedească că este Fiul lui Dumnezeu. Amin. Prin tot ce a făcut, a încercat să dovedească că este Fiul lui Dumnezeu și într-o zi vine în fața ucenicilor și întreabă, cine zic oamenii că sunt eu? Dragii mei, au venit răspunsurile unul după altul. Unii zic că ești Ioan Botezătorul, alții Ilie, alții Ieremia sau unul din proroci. Dar Domnul Iisus merge exact acolo unde, de fapt, a vrut de la început să pun accentul. Dar voi, cine ziceți? Voi cine ziceți că sunt eu? Dragii mei, aș vrea ca seara aceasta să fie o seară de cercetare pentru fiecare dintre noi. Întrebarea nu este doar pentru ucenici, întrebarea este pentru fiecare dintre noi. Voi, tu și cu mine, ce spunem? Cine este Domnul Iisus? Întrebarea este importantă, știți de ce? Pentru că în urma răspunsului pe care îl dăm la această întrebare urmează un mod de viață și un mod de viață care va determina o veșnicie. Pe fiecare dintre noi ne așteaptă o veșnicie cu Dumnezeu sau departe de Dumnezeu, în funcție de alegerile noastre, în funcție de răspunsul pe care îl dăm la această întrebare. Cine zic oamenii că sunt eu și mai ales voi, ce ziceți, cine sunt eu? Dragii mei, aș vrea să vă spun că răspunsul este important, pentru că răspunsul acesta determină un mod de viață, determină o veșnicie pentru fiecare dintre noi. Și ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu, dacă mărturisești cu gura ta pe Iisus ca Domn, și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit, căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. Dragii mei, merg prin multe biserici, predic în multe biserici și vreau să vă spun, în orice loc unde am fost, am accentuat un lucru, nu religia este importantă, ci relația cu Dumnezeu. Nu religia. Foarte mulți oameni se leagă de religie și atunci apar conflicte între oameni. Religia mea este mai bună ca și a ta pentru că și fiecare avem argumentele noastre. Dar vreau să vă spun, Domnul Iisus n-a părăsit cerul, slava și gloria să vină pe pământ să ne aducă o nouă religie. Și atunci, astăzi,
Erau și sunt zeci, sute mii, zeci de mii de religii. Domnul Iisus a venit să refacă relația dintre mine și Dumnezeu, dintre tine și Dumnezeu. Relație care a fost ruptă datorită păcatului, datorită neascultării din viața noastră. De aceea, întrebarea, tu ce zici? Cine sunt eu? Este de fapt cea care determină o relație cu Dumnezeu. Relație care determină veșnicia. Dragii mei, înainte de a se înălța Domnul Iisus, înainte de a-și termina lucrarea pe pământ, vine și spune un lucru extraordinar. Viața veșnică este să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Nu religia este importantă, ci relația cu Dumnezeu și cu Iisus Hristos pe care Dumnezeu l-a trimis. De aceea aș vrea în după masa aceasta să pun întrebarea aceasta: tu ce zici? Cine sunt eu pentru tine? Este un lucru important, este cel mai important lucru. Dragii mei, fiecare dintre noi dăm răspuns la întrebarea aceasta, voluntar sau involuntar, și în funcție de răspunsul pe care îl dăm, urmează un mod de viață. Dar mai mult, viața pe care o trăim determină veșnicia unde o vom petrece, cu Dumnezeu sau departe de Dumnezeu. Dragii mei, mă rog din toată inima ca cercetarea pe care Dumnezeu doresc să ne o facă fiecare dintre noi în după masa aceasta, să ne determine pe fiecare ca răspunsul pe care îl dăm să fie răspunsul lui Simon Petru: tu ești Hristos, Fiul Dumnezeului celui viu. Amin. Mi-aduc aminte, citeam mai de mult, în vremea împăraților romani era un obicei, când Cezar venea de la luptă și venea biruitor, era așteptat de toată cetatea Romei și oamenii veneau înaintea lui și mulțime de popor, de o parte și de alta a drumului, și Cezar cu carul lui biruitor mergea înainte. Și într-o astfel de zi, după o luptă din care s-a întors biruitor, Cezarul se întorcea spre Roma. Și multă lume l-aștepta și dintr-o dată din mulțime se desprinde un copilaș care aleargă înaintea carului lui Cezar. Și dintr-o dată soldații ies în întâmpinare și vor să-l oprească și îl întreabă: unde mergi? Nu știi că vine Cezar? Și în nevinovăția lui, în sinceritatea lui, copilașul zice: pentru voi este Cezar, dar pentru mine este tatăl meu. Întrebarea care trebuie să ne cerceteze pe fiecare dintre noi după masa aceasta: cine sunt eu pentru tine? Sunt unul de care ți-ai legat viața? Sunt unul pe care îl iubești și îl urmezi și îl ascult cu credincioșie? Sau este unul de care ți-ai legat cheile de la mașină? Sau unul pe care l-ai pus pe un perete în casă ca tradiția din zilele noastre, să împlinești tradiția din zilele noastre? Întrebarea este deosebit de importantă. Ce zici tu despre mine? Dragii mei, vreau să vă spun, întâlnirea cu Iisus Hristos este cea care schimbă viața noastră. Cel care s-a întâlnit cu Iisus Hristos poate să dovedească lucrul acesta printr-o viață nouă, printr-o mărturie, printr-un mod de viață în ascultare, în credincioșie față de Dumnezeu. Dragii mei, dacă în după masa aceasta l-am întrebat pe Iov: pentru tine cine este Hristos? Și Iov ar veni să ne spună: despre el am auzit foarte multe lucruri.
Dar a fost un moment în viața mea când m-am întâlnit personal și Hristos este unul în care, în fața căruia mă pocăiesc în țărână și în cenușă. Dragii mei, atitudinea pe care trebuie să o avem toți cei care am avut o întâlnire reală cu Domnul este pocăința în țărână și în cenușă. O pocăință adevărată, umilință și smerenie. Nu poți să pleci altfel de la întâlnirea cu Domnul. Nu poți să pleci altfel. Dragii mei, odată un păstor a făcut o vizită unei familii și într-una din încăperi, pe un perete, a văzut un tablou al Domnului Iisus și în jurul tabloului era un prosop țesut de mână frumos pus pe lângă tablou. Și timpul a trecut, la vizita următoare pe care păstorul a făcut-o familiei, când intră în casă și intră în aceeași încăpere, vede tabloul, dar acum tabloul era acoperit de prosopul care era lângă tablou. Și păstorul întreabă pe cei din familie, aici ați avut un tablou și acum îl văd acoperit de prosop. Ce s-a întâmplat? De ce ați acoperit tabloul cu acest prosop? Și cel din familie spunea, aseară am avut un chef aici în familie și n-am vrut să ne vadă ce facem în seara aceasta. Dragii mei, întrebarea este, cine este Hristos pentru tine? Este unul pe care poți să-l acoperi cu un prosop, să nu te vadă cum îți trăiești viața? Sau este unul care îți cunoaște viața ceas de ceas și clipă? Și clipă de clipă. Dragii mei, îmi place o expresie pe care am auzit-o de mult și mi-a rămas în memorie, în minte. Atenție, se filmează. Într-una din biserici în care am slujit, cu ajutorul lui Dumnezeu am terminat construcția, clădirea, biserică frumoasă, elegantă, eu știu, chiar dacă era biserică de țară, și problema pe care am avut-o a fost că frații au vrut să ducă din clădirea veche în clădirea nouă tablourile pe care fiecare, eu știu, le-a făcut și ținea la fiecare tablou. Erau țesături de mână, versete, eu știu, tricotate de, știți mai bine ca și mine, și biserica veche, biserica nouă era peste drum de biserica veche și frații mi-au spus, frate, putem să ducem tablourile în biserica nouă? Știți de ce? În alte biserici oamenii sunt legați de scaune. La noi erau legați de tablouri, că era al meu și era tricotat de mine și eu știu. Și am avut așa o discuție, mi-era foarte greu. La un moment dat le-am spus, aduceți-mi un verset biblic și dacă găsiți un verset biblic, sunt de acord. Dar dacă nu am eu un verset biblic și în Biblia mea spune, strâng cuvântul tău pe pereți în inima mea. Ei, dragii mei, dacă nu mai are loc în inimă, îl pune și pe pereți. Dar vreau să vă spun, aș accepta un singur tablou. Un singur tablou aș accepta în fiecare biserică. Și mă gândeam să fac un breloc, de exemplu, ca fiecare să-l aibă la îndemână și să-l vadă în fiecare zi. Și pe acel breloc sau pe acel tablou să scriu, atenție, se filmează. Și dacă înțelegem lucrul acesta, vreau să vă spun, ne vom trăi altfel viața. Mi-am pus de atâtea ori întrebarea, mă uit la televizor, foarte rar mă uit, dar când mă uit și văd interviuri luate de la oameni politici, oameni de cultură, oameni de artă, sportivi, eu știu,
Lucru pe care îl văd este că dintr-o dată omul în fața camerei de luat vederi își schimbă și ținuta și gestica și mimica și dicționarul și vocabularul. Dintr-o dată în fața camerei de luat vederi este un alt om. Și am spus, Doamne, de ce uităm că viața noastră întreagă o trăim înaintea ochiului lui Dumnezeu, care ne filmează pe fiecare dintre noi zi de zi, ceas de ceas și clipă de clipă. Și în ziua aceea, când vom sta înaintea lui Dumnezeu, vreau să vă spun, din fonoteca de aur a cerului se va scoate caseta vieții mele și caseta vieții tale. Și vom da socoteală de fiecare zi, de fiecare ceas, de fiecare clipă. Bucuria pe care o am este că nu voi fi judecat de oameni, ci voi fi judecat de Dumnezeu. Dumnezeu care are întreaga viață a mea și a ta și a fiecăruia dintre noi înaintea Lui. Și El este Cel care este în cunoștință de fiecare clipă din viața noastră. Dragii mei, aud astăzi tot mai mult și tot mai des, mă închid între patru pereți și fac ce vreau eu, nu mă vede nimeni. Uităm că ochiul lui Dumnezeu ne vede chiar și acolo între patru pereți, unde credem noi că ne închidem și nu ne vede nimeni. Ne vede Dumnezeu și vreau să vă spun, ziua aceea, și va veni o zi atât de repede, mult mai repede decât credem sau decât o așteptăm. Va veni o zi când vom sta înaintea lui Dumnezeu și vom da socoteală de viața noastră. De aceea, dragii mei, cine este Hristos pentru tine? Cine este Hristos pentru mine? Pot să mă ascund de ochii Lui? Mi-aduc aminte de un om al lui Dumnezeu care își pune aceeași întrebare. Aduceți-vă aminte ce spune David în Psalmul 139. Unde mă voi duce departe de Duhul tău și unde voi fugi departe de fața ta? Dacă mă voi sui în cer, tu ești acolo. Dacă mă voi culca în locuința morților, iată-te și acolo. Dacă voi lua aripile zorilor și mă voi duce să locuiesc la marginea mării, și acolo mâna ta mă va călăuzi. Unde pot să fug, să mă ascund de fața ta? Este întrebarea lui David și poate este întrebarea multora dintre noi. Dragii mei, există o cântare, ce frumos, ce plăcut e să fii creștin. Nu știu dacă se cântă la dumneavoastră, dar vreau să vă spun, e frumos să o cântăm duminica. Dar oare tot la fel de frumos este să o cântăm și luni, și marți, și miercuri, și joi? Ce frumos e să fii creștin! Dragii mei, dacă știm realitatea din viața unui creștin, realitate pe care o cere Dumnezeu, dacă știm răspunsurile pe care trebuie să le dăm la întrebările importante din viața noastră, vreau să vă spun, viața de creștin este o viață frumoasă. Tu ce zici despre Iisus? Cine este Hristos pentru tine? Și în funcție de răspunsul pe care îl dăm fiecare dintre noi, urmează un mod de viață și urmează o veșnicie. Aș vrea să ne uităm la patru ipostaze din viața Domnului Iisus, la patru ipostaze pe care le găsim în Evanghelia după Marcu. Și prima ipostază la care aș vrea să ne oprim în după masa aceasta este Marcu, de la capitolul 4, de la versetul 35 la versetul 41. O situație în care ucenicii erau cu Domnul Iisus pe mare, într-o corabie și se pornește o furtună. Dar vreau să vă citesc câteva versete. În aceeași zi, seara, Iisus le-a zis să trecem în partea cealaltă. După ce au dat drumul norodului, ucenicii l-au luat în corabie în care se afla și așa cum era. Împreună cu el mai erau și alte corăbii.
S-a stârnit o mare furtună de vânt care arunca valurile în corabie, așa că maică se umplea corabia. Și el dormea la cârmă pe căpătâi. Ucenicii l-au deșteptat și au zis: Învățătorule, nu-ți pasă că pierim? El s-a sculat, a certat vântul și a zis: mării, taci fără gură. Vântul a stat și s-a făcut o liniște mare. Apoi le-a zis: pentru ce sunteți așa de fricoși? Tot n-aveți credință? I-a apucat o mare frică și ziceau unii către alții: cine este acesta de la ascultă chiar și vântul și marea? Uitați-vă, Domnul Iisus împreună cu ucenicii într-o zi erau pe mare, într-o barcă și se iscă o mare furtună. Și Domnul Iisus îl vedem că doarme liniștit în corabie și ucenicii erau înspăimântați de toate valurile și evenimentele din jurul lor. Și merg la Domnul Iisus și îl trezesc și pun această întrebare: nu-ți pasă că pierim? Nu credeți că este o întrebare ne la locul ei, mai ales pusă înaintea Domnului Iisus, care a părăsit cerul, slava și gloria și a venit tocmai că i-a păsat de ucenici ca să-i salveze, să-i mântuiască. Și între ucenicii vin și întreabă: nu-ți pasă că pierim? Și uitați-vă, Domnul Iisus ceartă vânturile și marea și furtuna se potolește. Și în loc ca ucenicii să fie plini de bucurie, pentru că erau cu Domnul și Domnul a fost cel care a liniștit și marea și vânturile și furtuna, îi apucă o mai mare frică. Și vin și își pun această întrebare: cine este acesta de la ascultă chiar și vântul și marea? Și m-am gândit, uitându-mă în pasajul acesta, uitându-mă la ucenici, m-am gândit de atâtea ori și noi trecem prin furtuni și când valurile lovesc puternic și parcă din ce în ce mai puternic în corabia vieții noastre, oare nu suntem și noi la fel de fricoși și aceleași întrebări le ridicăm și noi înaintea Domnului? Dragii mei, poate pentru unii perioada furtunii este acum, poate unii dintre noi trecem acum prin furtună și valurile lovesc corabia vieții noastre. Dar bucuria pe care vreau să vă aduc este că cel care a potolit furtuna cu 2000 de ani în urmă este același ieri, astăzi și în veci. El este cel care potolește și este gata să potolească furtuna și din viața mea și din viața ta, din viața noastră, și este același care poate să poruncească și vântului și furtunii și valurilor ca să nu mai lovească în corabia vieții noastre. Dragii mei, întrebarea pe care vreau să o pun în după masa aceasta: oare credem că El este același ieri, astăzi și în veci? Oare credem că are aceeași putere și astăzi asupra furtunilor care lovesc viața noastră să poruncească, să potolească furtunile care lovesc și astăzi corabia vieții noastre? Dragii mei, aș vrea să vă aduc aminte de o concluzie din viața lui Pavel. Și el a trecut prin multe furtuni, dar concluzia vieții lui este: Hristos în voi, nădejdea slavei. Dragii mei, am ținut așa cum de obicei am vrut să țin în perioada de început de an, în fiecare biserică în care am slujit, am avut o lună, luna ianuarie, așa o lună în care să ne legăm de promisiunile lui Dumnezeu, să ne aducem aminte de făgăduințele lui Dumnezeu, să ne întărim, să primim nădejde, încredere și putere să pășim în necunoscutul care ne stă în față. Dragii mei, întrebarea este: crezi că Hristos are aceeași putere
puterea pe care și-a manifestat-o cu 2000 de ani în urmă în mijlocul ucenicilor, are aceeași putere și astăzi și este gata să se apropie, să se apropie de fiecare dintre noi. El este gata să aducă acea pace despre care vorbește Pavel, acea pace care întrece orice pricepere, acea pace care nu poate să fie tulburată de nimeni și de nimic. Este Domnul Iisus. Dragii mei, întrebarea pentru fiecare dintre noi după masa aceasta, cine este Iisus pentru tine și pentru mine? Credem că are aceeași putere să potolească furtuna din viața noastră, din ziua de astăzi, așa cum a potolit cu 2000 de ani în urmă? A doua ipostază la care aș vrea să ne uităm în după masa aceasta este tot în Marcu, dar de la capitolul 5, de la versetul 1 la versetul 20. Și vă citesc doar puțin din primele versete. Au ajuns pe celălalt țărm al mării, în ținutul gadarenilor. Când a ieșit Iisus din corabie, l-a întâmpinat îndată un om care ieșea din morminte, stăpânit de un duh necurat. Și textul merge mai departe, o întâmplare pe care o știm foarte, foarte bine. Sunt mulți oameni care spun că pasajul acesta nu este valabil în zilele noastre, pentru că astăzi duhurile rele nu se mai manifestă ca și în vremea Domnului Iisus acum 2000 de ani. Poate că nu întâlnim astfel de oameni astăzi, dar vreau să vă spun cu tărie, trăim în aceeași lume a duhurilor rele pe care le-a simțit, le-a experimentat și în vremea cărora a trăit și Domnul Iisus cu 2000 de ani în urmă. Ca și argument, v-aș aduce ucenicii înaintea, care au venit înaintea Domnului și supărați foc pe o cetate care n-a vrut să-i primească. Ucenicii au venit la Domnul Iisus să ceară permisiunea să coboare foc peste cetatea respectivă. Și atunci Domnul Iisus le spune, nu știți de ce duh sunteți călăuziți. Duhuri rele erau cele care au pus în mintea ucenicilor dorința să coboare foc peste cetatea aceea. Dar mai mult, vă mai aduc un verset. Nu aveți de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva duhurilor răutății. Dragii mei, suntem foarte, foarte conștienți de faptul că dacă ne uităm în jurul nostru, vedem realitatea duhurilor rele. Și vedem foarte mulți oameni stăpâniți de duhuri rele. Uitați-vă, oameni stăpâniți de duhul beției, de duhul curviei, de duhul minciunii, de duhul mândriei, de duhul furtului, de duhul împietririi, de duhul... Și lista este tare, tare lungă. Dar bucuria pe care vreau să vă aduc este că cel care a putut să poruncească cu 2000 de ani în urmă, împotriva unei legiuni de diavol, de draci, spune cuvântul lui Dumnezeu, este același care poate să poruncească și Duhului din viața oamenilor care îi țin departe, care îi țin departe pe oameni de Dumnezeu. Și uitați-vă, ucenicii sunt cei care pun întrebarea, cine e acesta de la ascultă și vântul și marea? Cine este acesta ce poate să poruncească duhurilor? Răspunsul pe care l-a dat Simon Petru în vremea aceea și răspuns pe care îl așteaptă Domnul Iisus de la fiecare dintre noi. Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Cel care are aceeași putere, care a demonstrat-o cu 2000 de ani în urmă, o demonstrează și este gata să o demonstreze și astăzi. Dragii mei, poate avem și în casa noastră oameni care sunt stăpâniți de duhuri, de împotrivire față de Dumnezeu, față de biserică, față de rugăciune, față de cuvântul lui Dumnezeu.
Poate avem în casele noastre un soț care este stăpânit de un duh de împotrivire. Poate avem o soție, poate avem un copil, poate avem un părinte, poate avem oameni în preajma noastră stăpâniți de duhuri, de duhuri împotrivitoare. Vă încurajez în numele Domnului Iisus să veniți înaintea Domnului, înaintea oamenilor, să cereți în numele Domnului Iisus și puterea lui Dumnezeu să elibereze pe cei din casele noastre, din preajma noastră, sângele Domnului Iisus să curățească tot ceea ce este împotriva lui Dumnezeu. Și Dumnezeu să aducă un duc de pocăință în casele noastre, în viața noastră. Există nădejde, dragii mei. Nădejdea nu este la oameni, nădejdea nu este la religii, nădejdea nu este la tradiții, la obiceiuri, la nimic din toate acestea. O singură nădejde pentru fiecare dintre noi este Iisus Hristos, slăvit să fie El. Dragii mei, a treia ipostază pe care o vedem în Evanghelia după Marcu, este tot Marcu, capitolul 5, și începând de la versetul 21 și merge până la sfârșitul capitolului 5. Și aș vrea să încep cu versetul 21, unde spune, după ce a trecut Iisus iarăși de cealaltă parte cu corabia, s-a adunat mult norod în jurul lui. El stătea lângă mare. Atunci a venit unul din fruntașii sinagogii, numit Iair. Cum l-a văzut, fruntașul s-a aruncat la picioarele lui și a făcut următoarea rugăminte stăruitoare. Fetița mea trage să moară. Rogu-te, vino, despune mâinile peste ea ca să se facă sănătoasă. Dragii și să trăiască! Dragii mei, când mă uit la întâmplarea aceasta, mă uit și la ceea ce urmează și îl văd pe Domnul Iisus că nu poate să rămână, eu știu, nepăsător față de necazul din viața omului. Și îl văd pe Domnul Iisus că pornește spre casa lui Iair. Dar se întâmplă ceva pe drum și Domnul Iisus se întâlnește pe drum cu o femeie bolnavă. O femeie bolnavă de 12 ani, despre care spune cuvântul lui Dumnezeu că și-a cheltuit toți banii, toată averia, la ușile doctorilor și în loc să se facă mai bine, ea mergea din rău în mai rău. Și mi-am adus aminte de realitatea zilelor noastre. Parcă în ultimele zile, în ultimii ani, auzim tot mai mult de tot felul de boli. De tot felul de boli și parcă astăzi tot mai rar întâlnești oameni care să spună eu sunt sănătos, n-am nicio problemă. Fiecare, dacă ai timp să-l asculți, fiecare se plânge de o problemă sau de cealaltă. Dar uitându-mă la femeia aceasta, văd experiența noastră a fiecăruia dintre noi pe la ușile medicilor și cheltuim sume uriașe de bani și de multe ori fără folos. Dar ceea ce observ în întâlnirea acestei femei cu Domnul Iisus este că femeia aceasta avea o dorință și avea o încredere extraordinară și spune, dacă aș putea doar să mă ating de haina lui, mă voi tămădui. Ce credință extraordinară! Și dacă ne uităm în text, credința aceasta a împins-o spre Domnul Iisus în ciuda mulțimii care îl înconjura. Femeia aceasta a reușit să se atingă de Domnul Iisus și în momentul acela putere din puterea Domnului Iisus a vindecat-o pe femeia aceasta și m-am gândit, Doamne, de atâtea ori poate și noi am căutat vindecare la medici, la oameni și poate prea puțin la Domnul Iisus. Dragii mei, aș vrea să vă îndrept privirea spre Cel care a reușit să facă acea minune, vindecarea acelei femei, este același și astăzi care este gata să se apropie de fiecare dintre noi. Dacă avem aceeași credință pe care a avut-o femeia aceasta. Dragii mei, aduceți-vă aminte când Domnul Iisus vine și spune, veniți la mine, toți cei trudiți
și împovorați, toți cei care aveți probleme. Și eu sunt soluția rezolvării problemelor voastre. Eu vă voi da odihna pe care o doriți atât de mult. Dragii mei, m-am gândit, poate este o boală trupiască, poate este o boală sufletească, dar așa să vă spun, Domnul Iisus a venit pe pământ ca să vindece bolile din trup, din trupul oamenilor. Și avem atâtea exemple pe paginile Scripturii, dar mai mult, dorința Domnului Iisus a fost să vindece sufletul de boala, de boala păcatului. Și vreau să vă spun, același Dumnezeu este și astăzi și este gata să se apropie de fiecare dintre noi. Dragii mei, poate sunt boli și sunt probleme în viața noastră pe care nu putem să le spunem la oameni, nu putem să le spunem la cei din jurul nostru, dar vreau să vă spun, există o cântare pe care o cântam parcă mai mult în tinerețe, ce nu poți spune nimănui, să-i spui doar Domnului. Există nădejde pentru fiecare dintre noi, chiar dacă la oameni nu putem să spunem, oamenii sunt cei care poate își bat joc, poate, eu știu, ne desconsideră sau, eu știu, ne vorbesc de rău. Dar vreau să vă spun, la Domnul putem să venim fiecare dintre noi și să ne aducem problema noastră prin credință și Dumnezeu este Cel care este gata să se apropie de fiecare, de fiecare dintre noi. Cine este Hristos pentru tine? Este unul care a vindecat cu 2000 de ani în urmă și este gata să se apropie și de tine. Acolo unde n-au reușit oamenii, acolo unde n-au reușit medicii, acolo unde n-ai realizat nicio îmbunătățire în ciuda banilor pe care i-ai cheltuit, Domnul este gata să se apropie și să aducă vindecare și în trup și mai ales în suflet. A patra ipostază pe care o vedem în Evanghelia după Marcu este tot în acest pasaj de la Marcu 5, de la versetul 21, și am început și am citit cum Iair vine înaintea Domnului Iisus și aduce rugămintea lui înaintea Domnului și spune: fetița mea trage să moară, rogu-te, vino, despune mâinile peste ea ca să se facă sănătoasă și să trăiască. Dragii mei, și văd pe Domnul Iisus, am spus că Domnul nu putea să treacă pe lângă durerea unui părinte și Domnul Iisus, îl văd pe Domnul Iisus că pornește spre casa lui Iair și vedem oameni care, binevoitori în ghilimele, care se apropie de Iair și îi spun lui Iair: nu-l mai necăși pe învățătorul, fiica ta a murit. Ei, gândiți-vă în momentele acestea, Domnul Iisus, care auzia și ceea ce spuneau oamenii, dar știa și ce este în inima lui Iair. Îl văd pe Domnul Iisus cum se apropie de Iair cu un cuvânt extraordinar și spune: nu te teme, crede numai. Există nădejde și pentru tine. Și acum, dacă, eu știu, dacă este în viață, parcă mai tragi nădejde. Atâta timp cât inima mai bate și cât este viață în trup, parcă mai tragem nădejde de vindecare. Dar când a murit, oare mai există nădejde de vindecare? Și uitați-vă, poate la oameni nu există nădejde. Dar la Dumnezeu există nădejde întotdeauna. Este Cel care spune: nu te teme, crede numai, în ciuda faptului că toți din jur îți spun că fiica ta a murit. Mi-am adus aminte de un moment din viața Domnului Iisus, când la Domnul Iisus vine un sutaș și mijlocește pentru robul lui să-l vindece. Și Domnul Iisus vine și spune niște cuvinte extraordinare. Este un text teribil de greu.
un text teribil de greu pentru fiecare dintre noi. Și Domnul Iisus spune, facă-ți-se după credința ta. O realitate extraordinară, dacă Domnul Iisus se apropia în după masa aceasta de fiecare dintre noi și dacă ne-ar spune fiecăruia dintre noi, facă-ți-se după credința ta. Oare cum ar fi viața noastră? Oare cum ar fi viața noastră? Dragii mei, e vorba de credință și de atâtea ori ne rugăm, Doamne, mărește-ne credința, întărește-ne credința, crește-ne credința, când Biblia spune că dacă ați avea credință cât? Cât cea mai mică semânță, bobul de muștar, veți avea putere să faceți minuni, să mutați munții. Și m-am gândit, Doamne, dacă am avea această credință cât un bob de muștar, oare cum s-ar vedea lucrul acesta în viața noastră, în familiile noastre, în bisericile Domnului din ziua de astăzi? Oare ar fi scaunele goale? Oare ar fi atâta, probleme, atâtea nevoi în bisericile de astăzi, dacă am avea cu adevărat credință? Și oare dacă am trăit cu adevărat această credință pe care ne-o cere Domnul, oare cum ar fi realitățile din viața noastră, din preajma noastră? Mi-am adus aminte de momentul când Avram vine și mijlocește pentru Lot. Când Dumnezeu îi spune hotărârea pe care a luat-o să pedepsească păcatul din Sodoma și Gomora, și și-a adus aminte că are un nepot acolo și atunci Dumnezeu începe și negociază cu Dumnezeu, Doamne, dacă vor fi 50, vei distruge cetățile dacă vor fi 50 de oameni buni. Acum mă uit la Avram și Avram parcă n-atinge pământul. Avram credea că Lot și familia lui vor avea o influență atât de mare în Sodoma și Gomora, încât se vor converti și vor fi zeci sute de oameni convertiți. Și când începe de la 50 și când își dă seama de realitatea zilelor pe care le trăiește Avram, îl văd pe Avram cum coboară și coboară, 45, 40, 30, 20, Doamne, mai îngăduie-mi odată. Dacă vor fi 10 oameni buni, vei salva cetățile? Și Dumnezeu promite, dacă vor fi 10 oameni buni, voi salva cetățile. Și m-am gândit, Doamne, dacă astăzi am fi cu adevărat oameni credincioși, așa cum ne cere Dumnezeu, oare n-ar fi mărturia noastră mai contagioasă pentru cei din preajma noastră? Când oamenii s-ar uita la viața noastră și ar vedea credința noastră în Dumnezeu, n-ar vedea îngrijorări, n-ar vedea probleme în viața noastră, oare nu l-ar căuta și ei pe Dumnezeu? Aș vrea să vă mărturisesc, după vreo 30 de ani aproape de pastorală, că parcă cu durere văd în ultima vreme nu mai țin evanghelizările pe care le-am avut cu 30, cu 40, cu 50 de ani în urmă. Bisericile erau arhipline și se țineau 7 zile și în ciuda celor 7 zile parcă am mai fi vrut încă 7 zile și că bisericile erau arhipline. Și văzând realitatea aceasta, de ani de zile n-am mai făcut evanghelizare în bisericile în care am slujit, pentru că am subliniat de fiecare dată, fraților, că evanghelizarea cea mai bună este mărturia mea în casa mea, între vecini, la locul de muncă, la școală, și dacă oamenii vor vedea ceva schimbat în viața mea, mă vor întreba ce s-a întâmplat în viața ta, că nu mai vii la același potop de desfrâu la care veneai și tu ieri, alaltă ieri cu noi. Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat în casa ta, în familia ta, în curtea ta, că este liniște, este pace, este bucurie și eu vreau în casa mea. Ce s-a întâmplat? Și dacă oamenii te vor întreba și le vor întreba,
atunci avem ocazia să spunem: Hristos este Cel care mi-a schimbat viața. Întâlnirea reală cu Hristos a fost cea care a schimbat și viața mea, și familia mea, și absolut, absolut totul. Și atunci vom auzi adevărata evangelizare. Și eu vreau un astfel de Hristos. Și eu vreau un astfel de Dumnezeu care să-mi schimbe viața și să aducă liniște, pace și bucurie în viața mea, în familia mea și în casa mea. Dragii mei, cine este Hristos pentru tine? Și mă uit la Iair, Domnul Iisus ajunge acasă la Iair, fetița murise și vă spuneam că parcă trăgeam nădejde dacă încă mai bătea inima fetiței, dacă încă mai era viață în ea, parcă era nădejde. Și îl văd pe Domnul cum face minunea aceasta și o aduce pe fata lui Iair de la moarte la viață. Și Domnul Iisus a făcut această înviere, pentru că această minune, pentru că a vrut să dovedească că El este învierea și viața. Dragii mei, uitându-mă la casa lui Iair, m-am gândit la casele noastre unde avem atâția morți spirituali. Atâția morți spirituali în casele noastre. Și oare nu credeți că Dumnezeu are aceeași putere să aducă de la moarte la viață spirituală și pe cei din casele noastre? Oare nu credeți că Cel care a făcut minuni cu 2000 de ani în urmă are aceeași putere și astăzi? Uitându-mă la Domnul Iisus, uitându-mă la învierea fiicei lui Iair, uitându-mă la învierea lui Lazar, uitându-mă la învierea fiului văduvei din Ain, vreau să vă spun, primesc curaj, putere și nădejde să strig spre Cel care a avut această putere atunci cu 2000 de ani în urmă, ca să se atingă și de casa mea și de casele noastre și să aducă la viață morții spirituali pe care îi avem în casele noastre. Dragii mei, există o cântare: nădejdea mea e Dumnezeu. Oare putem să o cântăm? Dar mai mult, oare putem să o trăim? Nădejdea mea e Dumnezeu, în ciuda realităților pe care le trăim și le vedem. Dragii mei, oare n-ar trebui să strigăm spre Dumnezeu pentru cei morți spiritual din casele noastre, ca Dumnezeu să facă minune, să-i aducă la viață? Domnul Iisus se apropie de Marta și spune: Eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Crezi lucrul acesta? De aceea, întrebarea la care aș vrea să mă opresc în seara aceasta este: cine este Hristos pentru tine? Aș vrea să vă spun, Domnul Iisus a lăsat cerul, slava și gloria și a venit pe pământ să aducă nădejde și în viața mea și în viața ta. Aș vrea să vă mărturisesc că Domnul m-a scos din fundul mocirilei și din groapa pieirii. Eram coleg de breaslă cu David, acolo în fundul mocirilei și în groapa pieirii. Și a avut nădejde, a avut milă și de mine. Și a adus nădejde și speranță și în viața mea. Și cu bucurie spun alături de David, mi-a pus picioarele pe stâncă. Și mai mult, mi-a pus o cântare de laudă pe buze. Și dacă mi-a dat harul să slujesc atâția ani și am făcut-o cu atâta bucurie spunând de ce a făcut Domnul în viața mea, ceea ce spunea Pavel, nu spuneți povești și filozofii și, eu știu, politică și altceva la învoare. Spuneți doar ceea ce v-a făcut Domnul. Și vreau să vă spun mărturia că un om care a fost în fundul mocirilei și în groapa pieirii, de acolo m-a scos Domnul și mi-a dat harul să aduc vestea bună tuturor oamenilor. Mai mult, vreau să închei timpul din această dupămasă spunându-vă că mă uitam la Psalmul 23 și David este cel care vine și spune: Domnul este păstorul meu. Și
mulți ani în viața mea am încercat să schimb cuvântul Domnul cu orice altceva ce mi-a oferit viața, dar expresia aceasta să aibă sens. Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. Și am încercat să pun în locul Domnului banii și funcții și poziții și relații și absolut toate lucrurile după ce alergăm pe pământul acesta. Și vreau să vă spun că după 70 de ani, bucuria pe care vreau să vă aduc este că n-am reușit să pun nimic în locul cuvântului Domnul și să aibă sens, Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. Mai mult, am făcut un pas mai departe și psalmul meu preferat este psalmul 91. Și psalmistul spune, cel ce stă sub ocrotirea celui preanalt și se odihnește la umbra celui atotputernic, zice despre Domnul. Domnul este locul meu de scăpare, cetățuia mea, Dumnezeul meu în care mă încred. Dragii mei, o mărturie de 70 de ani. Și v-am spus, am căutat și m-am zbătut și probabil ca și dumneavoastră, ca și Pavel, că și Pavel a încercat să pună toate cele în viața lui ca să găsească împlinirea. Dar bucuria pe care vreau să vă aduc este nimeni și nimic nu poate să aducă împlinire, fericire, nădejde și speranță în viața noastră decât Iisus Hristos. De aceea, întrebarea aceasta are sens. Ce zici tu despre mine, zice Domnul Iisus, și pentru tine și pentru mine? Și mă rog din toată inima ca fiecare dintre noi în seara aceasta să dăm un răspuns pe care l-a dat Simon Petru. Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Amin. Amin. Mulțumim Domnule pentru această seară care am putut să o petrecem în casa lui Dumnezeu. Mulțumim Domnului pentru cuvântul său, fratelui Vali pentru slujirea pe care a avut-o în această grămasă și Domnul să-L întărească să ducă mai departe Evanghelia lui Hristos. Încheiem serviciul de închinare din această seară cu cântare de numărul 549. Te-ai grăbit să spui la oameni de iubirea lui Iisus.
Părintele nostru drag și scump, lăudăm numele Tău mare, sfânt și minunat. Pentru că în seara aceasta ne-ai vorbit într-un chip atât de minunat. Îți mulțumim frumos că ne-ai întrebat pe fiecare cine credem noi că ești Tu. Mulțumim din toată inima căci am ajuns la cunoștința adevărului și credem și noi, cum spune Sfânta Scriptură, Tu ești Hristos, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Slavă Ție, Doamne! Amin. Mulțumim că din dragoste pentru noi ai coborât în cer, ai murit pentru noi, ne-ai mântuit. Și prin puterea Duhului Sfânt, Doamne, ne poartă grijă într-un chip atât de minunat. Mulțumim din toată inima pentru ziua de astăzi, pentru învățăturile primite. Ajută-ne, Doamne, să le prețuim și dă-ne puterea necesară să trăim cuvântul Tău în fiecare zi în viețile noastre. Amin. Mulțumim și pentru slujitorul de care Te-ai folosit. Doamne, în continuare, Te rugăm să-i dai sănătate, să-L îmbraci în puterea Duhului Sfânt, să poată mărturisi în orice loc cuvântul Tău și bogățiile cuvântului Tău. Amin. Mulțumim, Tată, că ne asculți, pentru că Te rugăm în numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Amin. Ocupăm lucrurile.